Ne aflăm astăzi aici la evenimentul de închidere a proiectului SMUR 2, un proiect în care sunt implicate organizații atât din România cât și din Republica Moldova. Un proiect de suflet, întrucât vine în continuarea primului proiect prin care SMUR-ul a fost implementat în Republica Moldova și care vine ca o continuare a îmbunătățirii serviciilor medicale de urgență. Și astăzi ne aflăm aici la inaugurarea heliportului Botoșan, primul aerodrom certificat în județul Botoșan. De ce era nevoie de o astfel de pistă? Întrucât în întreg județul Botoșan nu există un aerodrom certificat și în mod special acesta aduce un plus pentru zborurile de noapte. Numele și funcția? General de flotilă aeriană, Cătălin Paul Tache, inspector general. Mulțumim tare mult. De ce a durat atât de mult până la certificare? Au întâmpinat probleme în anul documentar? Probabil ați observat, inclusiv la aeroportul Brașov, din momentul finalizării lucrărilor până la momentul certificării, se trece cu niște proceduri de autorizare și care durează de multe ori și în cazul nostru a durat destul de mult. Obiectivul era ca până la acest moment el să fie autorizat și funcționat. Deci noi fiind parteneri în acest proiect, nu puteam să facem această investiție decât pe un teren aparținând distanței interne. Era condiția de bază, noi nu putem să facem investiții pe terenuri aflate în altor identități. Practic a fost singurul teren pe care l-am identificat, care corespunde din punct de vedere al dimensiunilor și obstacolării pentru autorizare, aparține în Ministerul de Interne. Asta a fost din proiectul european, da? Da. Și celelalte două s-au făcut unde? La Iași, la Lați? În cadrul proiectului? La Iași. Mai există unul la Siret, un proiect diferit, la un centru de pregătire a pompierilor care deja a fost. Și aici aeronava SMUR va putea ateriza, decola inclusiv pe parcursul nopții? Da. De fapt, asta spuneam mai devreme, este marele plus pe care îl aduce, întrucât în timpul zilei putem ateriza, după cum bine știți, și la locul accidentului. De regulă aterizăm pe terenuri de fotbal, în locuri mai largi, care ne conferă, să zicem, dimensiunea și obstacularea necesară. Dar pentru aterizarea pe timp de noapte este nevoie să fie un aerodrom certificat și heliportul este tot un aerodrom din punct de vedere a reglementărilor. Și IGA va avea la Botoșan și personal care se va ocupa? Nu, din punctul acesta de vedere vom fi sprijiniți de colegii de la ISU Botoșan care vor sprijini cu personalul necesar administrarea acestui heliport. Și elicopterul de unde pleacă? De la Iași? Elicopterul poate fi de oriunde. De oriunde. Noi sperăm, pentru că probabil știți că următorul punct de operare va fi la Câmpurul Moldovenesc, sperăm în momentul în care se va finaliza acolo infrastructura, cât mai curând, să operăm și de acolo și probabil acela va fi elicopterul care va ajunge ce mai des aici. Dar pot ajunge elicoptere de oriunde și din celelalte puncte de operare, nu numai elicopterul de la Iași sau de la... Mulțumim! Mare plăcere!